Sperlumatul s-a creat datorită vouă, primul rând. Și la 10 ani trebuia să facem ceva, să spunem mulțumesc. Toți sunteți oameni importanți de suflet. E un eveniment care nu își dorește să medializăm pe nimeni, pentru că e doar un eveniment în care noi trebuie să vă spunem mulțumesc. Eu zic tot timpul că locul e sfințit de om. Și așa s-a întâmplat și în cazul nostru. Și n-am crescut, din păcate. Tot timpul la începutul lumea spune la mulți ani și să creșteți. Zic, nu, nu îmi doresc să creștem, chiar îmi doresc să desfințăm chestia asta, pentru că n-a făcut-o de plăcere asociația. Nu este un business. Am făcut pentru că am simțit nevoia pacienților noștri și am zis că acum 10 ani de zile la Crâșma, pentru că la Crâșma, ne-am întâlnit și am zis, nu trebuie să facem oriceva pentru oamenii ăștia. Și cam Martin Luther King, zicea Florin, I have a dream. Am avut un vis. Și suntem departe de a ajunge acolo, să facem ceea ce ne-am propus. Dar voi ați fost acolo în timp de 10 ani de zile, că singur n-am fi făcut nimic din ceea ce l-am construit ca proiecte, ca și implementare, ca și ajutor pentru pacienții noștri. Și aveam datoria morală să facem chestiunea asta pentru voi. Toți care ați răspuns în cei 10 ani de zile, că sau cu 7 ani de zile, că e acum. Scaunul Florin este cel mai activ voluntar al asociației și, având în vedere că a terminat informatica anul acesta, este un foarte bun ITist. Mă bucur să văd că alături de asociații în 10 ani au venit atâția oameni deosebiți, alături de pacienți. Ce pot să mai spun, Dragoș, pentru noi jurnaliști ai fost tot timpul o sursă mare de inspirație. Greu găsești oameni care să te inspire pe o perioadă de lungă de timp. Sunteți un exemplu de curaj. Se spune de undeva de aproape din, nu departe de această cetate, că lumea se termină atunci când mai există iubire și când potecile nu mai există unde case. Dar stăm liniștiți, pentru că Dragoș sapă poteci între oameni, între prieteni și ca ei nădăjduim că sunt mult mai mulți. Să-ți faci promisiunea zilnic că o să aprinzi speranță în sufletul fiecărui pacient, nu să vei foarte mult. Mulțumesc că poate să existe așa ceva la acolo. Eu am crezut că o să fie nominalizat să dau premiile la doamne și domnișoare, să le pot suca. Asta vă spui drept. Am și venit în seara asta, mă rog. Acum 10 ani s-au întâlnit doi oameni și o idee. Pentru că în România, dacă vrei să schimbi lucrurile, să zice, dar ce putem să facem noi, unul, doi oameni? Aveți aici un exemplu real că doi oameni pot să schimbe ceva.